Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la emisiunea Adevăr sau Provocare. Un citat celebru ne spune că avem nevoie de trei lucruri în viață. De sănătate, de scop și de oameni pe care să iubim. Iar omul are nevoie de provocări. Acestea sunt necesare pentru sănătate. A acceptat invitația noastră la Adevăr sau Provocare în această seară doctorul Adrian Zoican. Bună seara, bine ați venit! Salut și bine v-am găsit! Începem cu prima întrebare, domnule doctor. Câte mărțișoare ați oferit în aceste zile și cui? Nu știu să vă spun exact numărul, colegilor și prietenilor. Nu mult așa cum fac de obicei, dar a fost și acum, nu știu, 200, 300, nu știu. Nu le-ați contabilizat? Da, nu le-am contabilizat, da. Adică n-am... Dar nu le contabilize niciodată. Da, au fost mai puține față de alți ani? Da. De ce? Păi nu am avut timp să mă organizez, să le achiziționez, dar s-au ocupat prietenii. Au avut grijă prietenii de mine, da. Și vi le-au adus dumneavoastră, doar le-ați dăruit? Unele, da. Celelalte? Am avut niște felicitări cu, mă rog, chipul meu și Zoican, doctor Adrian Zoican, consilier județean. Și cu un, așa, cu niște ghiocei și un mărțișor. Și cu o bombonică, că aia este de savoare. Să fie și un dulce. Cine v-a dat această idee sau a fost ideea dumneavoastră de a avea un mărțișor personalizat? De-a lungul timpului, să zic că am făcut un anturaj în domeniul politicii, format din militanți, oameni care sunt destul de activi și de la fiecare ocazie mi-amintesc de oportunitatea asta de a transmite felicitări colegilor și cunoscuților prin această metodă. Și de Paște, de Crăciun, de mărțișor, folosim și metoda. Adică am și mărțișoare normale, am avut și mărțișoare normale, dar, adică obișnuite. Dar am avut și felicitări care prind destul de bine, mai ales dacă au și calendar pe spate. Da. Nu e așa? Este de data asta n-au calendar, da, că s-a considerat că anul a început de mult timp și de obicei dau calendare, dar utilitatea e recunoscută. În copilărie și mai apoi în adolescență, care erau criteriile de acordare a mărțișoarelor și mai precis aș vrea să-mi spuneți dacă dumneavoastră considerați atunci că era momentul potrivit să vă apropiați mai mult de o persoană anume, de o domnișoară, de... Nu, prin mărțișoar, nu. Adică mărțișorul e simbolul venirii primăverii și eu cred că ar trebui să primească toată lumea. Acum ulterior am descoperit în Republica Moldova când eram student că toată lumea primește mărțișor și mi s-a părut foarte ok, pentru că, într-adevăr, 1 martie e prima zi de primăvară și, de fapt, 1 martie, iar mărțișorul, asta semnifică, este simbolul venirii primăverii. Și în Moldova a fost prima oară când am avut și eu ocazia să port mărțișor. Prima oară am refuzat, spunând că, mă rog, din obișnuință, spun că bărbații nu poartă mărțișor și când s-au uitat colegii mei basarabeni așa într-o aici, ce, noi nu suntem bărbați, zic, nu, nicio problemă, gata. Și după aia, cei că sunt general rus, așa, aveam foarte multe mărțișoare și chiar m-am bucurat în fiecare an pentru că e un gest foarte frumos și cu semnificații ancestrale, ca să zic așa. E un mesaj care se transmite din an în an și care e un mesaj benefic. La rândul dumneavoastră ați oferit mărțișoare atât doamnelor, domnișoarelor, dar și bărbaților, nu? În perioada aceea. Da, normal. Dar și acum le mai ofer, că am câțiva prieteni care acceptă. Deci, eu cred că toată lumea ar trebui să primească. Toată lumea ar trebui să primească, mă rog, care sunt așa mai duri și care, eu știu, nu neapărat duri, dar care nu înțeleg neapărat sau au învățat lucrul ăsta că doar femeile primesc, așa este, dar nu toată lumea e așa. Spre exemplu, eu un coleg, un medic, e mai experimentat ca mine, deși nu e basarabean, când l-am cunoscut, așa l-am cunoscut, i-am făcut cadou un mărțișor
și l-a acceptat și acum tot timpul ne aducem aminte de mărțișorul ăla, care era un făturaș așa și care mișca un pic alipioarele și când se apropie perioada asta, tot timpul ne aminte de făturașul ăla, mai țin minte când ți-am făcut cadou mărțișorul. Îl mai ai? Da. Și ați păstrat tradiția în fiecare an? Faceți schimbul acesta de obicei, de mărțișoare? De obicei ofer colegilor basarabeni. Nu... Deci restul bărbaților nu acceptă și decât să evită, eu știu, o reacție negativă, mai bine n-are rost, nu încerc. Dar colegilor basarabeni, când au avut ocazia, fără nicio rezervă și i-au acceptat tot timpul. Chiar eram... Deci, pe 1 martie am un coleg basarabean și el a venit cu mărțișorul oferit de soția lui. Și zic, de unde l-ai? Că e frumos, era așa, era manufacturat, se vedea că era, deci se vedea că era muncit. Și zic, nu, l-a cumpărat soția, dar mi l-a dat și zic, stai un pic, dar soția mea mi-a făcut și zic, tu de ce ai și eu n-am? Soția mea mi-a oferit și mie unul, dar i-a oferit și lui și acum el avea două și eu aveam unul. Și nu m-a convenit. Zic, uite, el are două, eu am unul și un alt coleg în glumă. Mi-a mai oferit un mărțișor și l-am acceptat. Acum aveam... Asta ca să nu vă supărați. Da. Să nu fiți invidioți. Mare motiv, da. De supărare. În mai puțin de o lună, adică luna viitoare, da. Undeva pe 7, da? Va fi și undeva, da. Ziua dumneavoastră, da? Da. Și vreau ziua să fiu prima. Internațională a Sănătății. E ziua mondială, de fapt. Exact. 7 aprilie e ziua mondială a Sănătății, da. Eu vreau să vă urez de pe acum la mulți ani, sănătate, deci, fericire. Deci oricum n-ar fi ziua mea. Sărbătorii oricum. Sunteți norocos, oricum. S-au ridicat restricțiile și veți putea petrece. Unde petreceți? În general sunt norocos. Sunteți, nu? Da, eu mă consider norocos. Pe ce vă bazați când spuneți asta? În general așa, sunt norocos. Știu că am noroc. Da? Puteți să-mi dați un exemplu? În viață, în general. Și la examene, și la... Deci în viață, în general, norocos. Norocos. Eu știu, prin alegerile care le-am făcut, mare majoritatea alegerilor am avut noroc. Nu știu dacă, adică poate norocul ăsta e și faptul că poate am avut alegeri bine gândite sau știu. Inspirate. Dar nu neapărat, adică au fost și situații când puteam să am și alte alternative și am avut noroc, în general, da. Și acum, dacă tot s-au ridicat restricțiile, veți face petrecere mare? Mare, nu știu ce înseamnă mare. Mare, cam cât de mare? Ce nu știu, asta mare? Îmi spuneți dumneavoastră, da. Dacă va fi mare. Deci, noi, adică, petrecere vă referi la ziua mea de naștere? Da, 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 sigur că da. Nu mare. O să fie acolo câțiva prieteni, vă dați seama că... De obicei nu, adică eu le spun, haide să ne întâlnim, beam o bere, nu le spun, nu le amintesc tot timpul că e ziua mea, că nici eu nu țin minte ziua tuturor prietenilor, da. Și vin și ne întâlnim, sau ne întâlnim în oraș, unii știu, alții uită, nu nimic, și mie mi se întâmplă. Anul trecut, de exemplu, ce ați făcut de ziua dumneavoastră? Nu, n-am făcut mare lucru, da. A fost destul de... Vă dați seama că era pandemie și nu s-a pus problema. Păi tocmai de aceea am punctat că sunteți o persoană norocoasă, pentru că, într-adevăr, acum puteți să fiți alături de cei dragi și de prieteni, nu? Da, așa este, dar oricum trebuie să vină și clipa asta. Adică, legat de pandemie și de întâlnirile astea, noi am evitat întâlnirile, chiar dacă a fost în cea restrânsă sau, eu știu, cei din anturaj erau post-Covid și cât de cât eram asigurați, pentru că nu e ok. Adică, totuși, au rămas câteva lucruri și vor rămâne câteva lucruri pe care le-am învățat în timpul pandemiei și pe care noi le vom menține. Adică, dacă va exista un risc, totuși, ceva... Nu neapărat pandemic, dar un risc al transmitării unor infecții contagioase, normal că vom evita asta. Dar n-am, să zic că am călcat niște reguli sau am încercat cumva să facem ceva exagerat, că nu suntem, nici eu, nici soția mea, nu suntem adepții
petrecerilor așa exagerate sau neapărat să facem lucru că trebuie să-l facem. Nu, dacă s-a putut, în funcție de posibilități. Și mai am un obicei că mă pun de gardă. De obicei, adică eu fac graficul și dacă în ziua respectivă nu e garda acoperită, fără să-mi dau seama că e ziua mea, deci se mai întâmplă și de ziua ei, de-aia urmărește graficul meu tot timpul și mi-o trage atenția. Iar și anul ăsta, când a fost ziua ei, m-a întrecut tot de gardă și m-a sunat și m-a întrebat ce faci. Te-ai pus de ziua mea de gardă. Da, și asta în fiecare an și la mine cam tot așa, dar am încercat totul să evit. Spre exemplu, când m-am angajat aici la Buzău, aveam o colegă care de ziua ei își lua concediu. Și n-am înțeles așa exact, adică totuși de ziua ta să-ți iei concediu, dar ea sărbătorea. Așa... Poate devenise o tradiție. Da, da, așa, și... adică nu neapărat că am apreciat, dar am văzut și o altfel de abordare. Da, adică e ziua ei, muncește tot anul, merită și ea de ziua ei să-și ia concediu. Nu are dreptul să-și ia concediu, adică în ziua respectivă. Și ea tot timpul și ia concediu, adică nu vine la muncă, își face tot felul de planuri, tot ce-și dorește ea, că e ziua ei. Când e ziua ta, ești cel mai iubit dintre pământeni, nu? Cam așa. Da. Revenind la copilărie, ați fost un copil rebel? Da, și foarte alintat. Cine v-a alintat în mod special? Cred că eu m-am alintat foarte. Da, și cred că și acum sunt foarte rebel și foarte alintat de către cei care mă, din anturajul meu, care mă apreciază. Consider că sunt un om care se tolerează foarte mult. Probabil am farmecul meu, știți. Vă aduceți aminte cumva ce faptă ați comis în copilărie, ca și copil, și ați fost aspru pedepsit? Vă aduceți aminte? Ați făcut ceva de genul acesta? Am făcut, dar... Sau ați făcut mai multe? V-am spus că am fost și rebel, dar tot timpul am fost așa... un copil curios care tot timpul era predispus la explorare, la cercetare, trebuia neapărat să mă conving eu că e așa și știți cum, întâi aveam voie să ne jucăm în timpul blocului, în jurul blocului, pe vremea Ceaușescu, așa era, toți copiii eram și părinții erau sus undeva la balcon și ne urmăreau toți. De alarma, începe desene animate, făceam 40 de secunde cu liftul, eram în fața televizorului, că durea 5 minute sau 10 minute desene animate, să nu pierdem vreun minut din desen. Și s-a întâmplat de vreo câteva ori să plecăm prin Crânță, că eu, părinții mei locuiesc în Micro 14 și cam pe acolo, am fost așa un pic mai liber noi pe acolo. Ne jucam față de alți copii care locuiau mai departe de Crâng, la noi era locul nostru de joacă. Și aveam, nu știu, cam tot felul de jocuri interesante, inclusiv pe locul unde e ambulanța acum, era un teren de fotbal, era o poiană mai mare și jucam acolo toată ziua și plus de avați ascunsele, tot felul de jocuri de-astea ale copilării, care probabil vi le aminti și noi asta, și care de acazemoate făcea tot felul de jocuri de-astea de... Dar ca de pedeapsă, da. Ca pedeapsă. Ați da. Fost vreodată pedepsit am de fost părinți? Acum de mama zilnic și tata că m-a dat după aia așa. Dar era memorabil. Mama mai aspră cu dumneavoastră? Nu. Nu. Păi nu. Văd că era zilnic. Era așa. Nu. Și ce pedeapsă primeați? Păi mă certa, mai așa, mă, știți cum... Mai ca părinții, cum era pe vremea aia, nu ca acum. Să nu ieșiți din casă, vă pedepsea, vă mai lăsați să era ieșiți greu, afară? Da, da, era pedepsa supremă. Și asta era... Era pedepsa supremă. Crimă și pedepsă, nu? Da, 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 mai ales dacă se apropia seara și știam că dacă vine seara nu mai avem voie să ieșim, creștea foarte mult presiune. Trebuie să găsim o soluție, să-mi dea voie afară, da. Ca sunteți... toți copiii, nu știu, acum, dar și acum cred că vor copiii să joace afară. Fetele mele ori de tot găsesc oportunitate, vor să iasă afară. Credeți că mai sunt tentați copiii să mai iasă afară? Sau stau nu mai mult în casă? Nu există concurență la natură și la... Nu, de aici nu există. Nu există. Natura întotdeauna a generat energie, e altceva. Timpul are alte veleități. Când ești în natură.
și mai ales pe marginea unei ape. Deci timpul trece altfel. Eu eram, spre exemplu, în vacanță, tot timpul mergeam, tata lucra la Elif și avea puncte de lucru prin județ și eu acolo eram. Deci dacă nu plecam în prima zi, era nebunie, era o stres foarte mare pentru părinții mei că trebuia să plec în prima zi de vacanță. Dacă nu plecam în prima zi de vacanță și plecam la a doua zi, era nebunie, deci vă spun. Și veneam în ultima zi. Deci dacă înseamnă că pierdeam o zi de vacanță, dacă... Și eram, copilăream pe acolo, pe la colegii lui, eram, mă duceam, pur și simplu, stăteam la ea acasă, care aveau copii, și stăteam împreună cu ei și ne duceam, făceam tot ce făcea un copil de la țară, adică ne duceam cu vitele, ne jucam, participam la toate obiceiurile și tradițiile, eu știu, care să țineau un loc respectiv, deci, practic, eram unul de-al lor. Și acum mai am, adică am prieteni din perioada aia și care pur și simplu vin să mă vadă. Eram tot ca un frate de-al lor, dar de vacanță, așa, scăpau repede de mine. Venea... Și mă integram destul de bine, adică că erau din generația mea și cam așa. Și ei mei mai de la distanță, mai trimitea mama câte o sacoșe cu haine curate ca să am ce să mă schimb pe acolo și cam atât, dar nu veneam acasă. Veneam acasă doar că plecau ei mei în concediu, deci în situații excepționale, dar nici atunci nu vreau să vin. Îmi plăcea să stau pe dealuri, pe asta, deci să mă duc cu copiii de vârsta mea, ce făceau ei, făceam și V-a plăcut libertatea? Da, nu neapărat, că și atunci, deci noi ceam și la muncile care se făcea, adică nu că făceam doar ce. Într-adevăr, aveam un statut favorizat că nu eram, ca zic, eu știu, un copil din sat de acolo și care făcea chiar tot. Dar ce făceau ei, făceam și eu, nu era nicio problemă, adică astăzi mergem cu vitele la păscut, mergeam la păscut, strângeam fânul, coseam. Deci tot ce face un copil de la țară, făceam și eu. Și aveați abilitățile necesare? Păi ce abilități? Că te duci și faci ce copii aia săraci, întreabă cineva ceva. Ei trebuie să facă, da, sau cum era pe vremea aia, acum, nu știu, cred că și copiii sunt mai puțini. Am fost pe acolo și aproape nu mai recunoșteam, dar, spre exemplu, am participat la Bisoca, la o ceremonie de invocare a ploii, care se numește Caloian. Uh-huh. O știți? Da. Ați participat? N-am participat niciodată, dar știu. Auzi? Da. Da? Deci acolo doar copilașii din sat, băieți și fete, merg să-l colonează și este o ceremonie care precede creștinătatea. Deci, așa cum și jocul cărușare, are niște origini foarte vechi și, într-adevăr, ploua în ziua aia. Deci da, este un ritual care se organizează pentru a aduce ploaia. Ploa, da. Uh-huh. Și ploua. Chiar ploua. Dar vă dați seama că nu e o tradiție creștină. Dar eu nu știu acum dacă să mai menține chestia asta, pentru că era foarte interesant. Da. Mergem mai departe. Sunteți absolvent al Colegiului Național BPHD-ul. Nu sunt absolvent. Nu, eu am învățat la HDU, dar undeva în clasa 12 m-am transferat la liceu sportiv. Așa a fost să fie. La mine au fost niște probleme atunci care țineau de rebelitatea de perioada aia adolescentină. E o poveste mai complicată. Acolo, ideea e că eu am vrut să mă angajez undeva la seral ca să pot să lucrez, să câștig niște bani. Erau vremuri grele în perioada aia, era după Revoluție și erau vremuri grele pentru toată țara. Economia era în recesiune, nu erau locuri de muncă și aveam un vecin care era atunci la modă, dacă vă amintiți dumneavoastră, să pictau multe pe sticlă gale. Da, România, de fapt, da. Era cel mai mare centru din țară, în Buzău, de fapt. În Buzău, cel mai mare centru din țară, la noi era și chiar aveam un prieten, un vecin care lucra acolo și mă învățase așa un pic să desenez și cum să face și aș fi vrut să mă angajez acolo, că s-a câștigat foarte bine pentru vremurile alea și aș fi vrut să aduc niște bani, că mi-a plăcut așa să... și în vacanțe, v-am zis, mai munceam, adică nu prea stăteam și...
ulterior, când eram în facultate, tot am vrut să mă angajez. Și am vrut să fac chestia asta. Eu nu discut mult despre perioada aia, că e o perioadă destul de... E o perioadă, fiecare om în perioada adolescentină a avut tot felul de planuri și a încercat tot felul de strategii, eu știu, fiecare are o anumită imagine despre sine care se cristalizează începând de când ești copil și ulterior cam ce vrei tu să devii și ce ți-ai dori. Și eu am vrut să fiu mai independent, așa mai, dar nu am făcut lucruri extraordinare, cum au făcut alții, că au plecat de acasă, s-au dus și au căutat norocul și au ajuns milionari. Eu tot plâng de casa asta, dar am încercat să, cumva, am încercat totuși să am un loc de muncă, să am o sursă de venit, să am muncit și după ce... Deci când am avut posibilitatea, am avut un loc de muncă, nu prea am stat fără să am... Chiar dacă locurile de muncă erau instabile atunci și erau foarte prost plătite, am încercat totuși să... Cine v-a îndrumat pașii mai apoi spre medicină? V-a sfătuit cineva? V-a sfătuit cineva? Nu. Asta a fost o descoperire iarăși norocoasă a mea, pentru că eu am încercat să fac ceva care îmi place, ceva care mi-aduce, în primul rând, să mi-ocupe mult timp, să mă pasioneze și... Deci, în perioada aia, cum a fost? Eu am vrut să... Mie plăcea mult sportul, făceam sport, dar nu făceam de mult timp încât să dau performanță. Și aș fi vrut să devin profesor de sport, mi-a plăcut chestia. Și după aia am încercat să fac kinetoterapie, ceva care e legat de chestia asta, am vrut să fac kinetoterapie, era concurența foarte mare, n-a reușit. M-am mai pregătit un an, iarăși am avut insucces și am să nu mai pierd un an, am intrat la post-liceală. La sanitar. Era posibilitatea locală, adică ca să nu mai pierd încă un an, că deja pierzi generația, ca să zic așa. Și vezi, colegii tăi sunt la facultate sau eu știu unde sunt și erau deja anul 2 și eu încă nu mă prinsesem nicăieri. Și deși am muncit atunci și am muncit foarte mult în anul ăla, eram, de fapt, tot timpul am muncit. Am muncit ca zilier în construcție, am muncit și mama tot timpul încerca să mă scoată din nebunia asta, că spunea, lasă-mă munca, că nu e bun, munca, că bani puțin, trebuie să înveți, să mergi să mai mergi departe, la lasă că-ți dă mama bani și m-am muncit tot timpul, că nu, că eu vreau să, da. Și am intrat la pozițială și intrând la pozițială atunci mi-am canalizat foarte multă energie în partea asta și mi-a plăcut foarte mult să ajut oamenii. Mi-am dat seama că îmi place chestia. Adică atunci, practic, am avut așa o revelație și mi-a plăcut foarte mult, adică nu mă deranja că stau mult în spital. Eu din anul întâi, de când m-am zis la pozițială, mă uitat Dumnezeu pe acolo. Niciodată n-am fost așa un elev care să exceleze prin note foarte mari sau eu știu. Dar deja mă știa toată lumea. Când am terminat anul 2, deja aveam 3 oferte de muncă. Credeau că eu deja sunt anul 3 și am terminat, dar eu abia terminasem anul 2 și îi spuneam, îmi pare rău, dar sunt anul 2, nu pot să mă angajez, dar dacă vreți să mă angajez. Da. Dacă puteam să mai scoateți un ban, da, cum să nu, cu siguranță. Doamnă, erați deschis. Partea asta, da. Păi oricum, eu am mai avut joburi în timpul ăsta, niciodată n-am stat așa, adică eram, tot timpul încercam să... V-a plăcut să fiți independent financiar? Păi cui nu-i place? Cui nu-i place, dar nu prea reușeam. Nu mișea. Independența nu mișea. Sunt tineri care preferă să stea acasă și să aștepte bănuțul de la părinți. Să știți că am auzit de... Adică am cunoscut oameni care spuneau că, eu știu, au lucrat în spălătorie de mașini de la 16 ani, dar eu fiind elev la HDU și HDU este, mă rog, un colegiu acum, e colegiu național, atunci era un liceu, era, deci aveam fiecare zi de rezolvat 30 de probleme din culegere, era o culegere portocalie teroristă, 30 de probleme pe zi din culegere aia. Adică noi făcusem materia din clasa, deci clasa 9, 10, 11, 12 până în clasa 10-a, și clasa 11 și a 12-a rezolvam probleme așa, deci noi eram la nivel academic, nu știu, cred că da, am colegi care lucrează acum, sunt chiar am unul din cupul, dar foarte puțin la ce așteptări avea doamna dirigintă, da. Păi ajunsese și în oră de sport făceam chimie, deci era nebunie. Și... V-a prins bine. Da, au fost câțiva mai rebeli așa care ne-am făcut medici. Restul, da,
Fiecare cum ne-a dus viața, dar să știți că se muncea foarte mult. Și acum am înțeles că se muncește foarte mult acolo și, bine, eu nu înțeleg cum e treaba asta cu... Am și o copii mici acum și nu înțeleg de ce li se dă foarte multă materie. Eu nu mi-aduc aminte până în clasa a patra să mă fi stresat vreodată cu învățatul. Bine, nici părinții m-au lăsat mai liber așa, nu își făceau griji cu mine că învățam noi, ne făceam temele, dar nu mi-aduc aminte să nu fi avut timp să ieșim afară. Adică îmi făceam temele și mă făceam afară și mă plimbam. Dar acum nu mai e timp, adică e așa, o nebunie, vezi că ai nu știu ce. Multe activități de-astea extrașcolare. Eu mă duceam la cercul de biologie, la Casa Pionierilor. Da. Probabil că și tematica este alta. Copiii, într-adevăr, nu mai au timp decât de teme, mers la școală și atât. Eu am vrut să mă duc la... Am vrut să fac atunci că era cercul de informatică. Și am simțit așa că e ceva foarte interesant și de viitor și am vrut să mă duc pe acolo, dar erau foarte mulți copii și era o singură clasă, nu știu, și m-am dus pe acolo, m-a pus să stau la calculator, s-a uitat la mine domnul profesor așa și a zis, lasă-te, mai caut eu. La cercul de biologie. Și am făcut acolo tot ce am vrut eu. Luam de oriunde așa, luam o picătură de apă până la microscop, ne uitam și vedeam o amibie acolo, vedeam tot felul de organisme. Și era super tare, adică inclusiv la cercul de biologie de la Casa Pionierului, ca și era Casa Pionierului era. Deci inclusiv am făcut o scenetă din asta, mi-aduc aminte, foarte interesantă era și eu eram judecător sau președinte comisiei. Ați avut și rol chiar. Am avut rol, da, și era foarte frumos, mi-a plăcut foarte frumos a fost la, nici nu mai știu cum o cheam pe doamnă, dar foarte, tovarășa. Foarte frumos a fost. Deci eu am avut o copilărie frumoasă. Eu mi-aduc aminte copilăria mea foarte frumos și chiar mi s-au permis foarte multe lucruri. Eu acum, eu nu cred că mi-aș lăsa copiii să plece așa, să nu știu de ei. Păi mi-ați anticipat întrebarea pentru că urma să vă întreb dacă dumneavoastră sunteți un părinte exigent. Nu știu dacă sunt neapărat exigent. Depinde de la ce vă referiți. Eu, spre exemplu, problema mea este, sau nu problema mea, că nu e o problemă asta. Mi-aș dori copiii mei să poată adapta și să poată să aibă succes în viață. Adică să-și găsească drumul lor, așa cum am făcut și eu. Pe de altă parte, e greu să dai performanță dacă nu te ajută părinții și nu te dirigează cineva în viață, adică nu ai de ales. În societatea de astăzi trebuie copilul să facă pregătire, trebuie să... Când eram medic, mai tânăr așa, proaspăt specialist, a venit o mămică cu fetița să-i dau scutire de sport, că era fata obeză, deci... Și să nu-i dau... Adică cumva să o ajut să nu facă copilul sportul, că ia note mici la sport și zic, doamnă, stați un pic, că e o problemă de înțelegere, de perspectivă aici. Sportul trebuie să-l facă, în primul rând, copilul nostru e obez, adică trebuie să facă mișcare, adică nu e ceva rău să faci mișcare. Da, da, uitați, facem pregătire, avem note bune la matematică și notele de la sport îi scad media generală. Că... Păi și atunci eu nu mai înțeleg, deci practic sistemul ăsta e orientat împotriva copiilor. Doamne, nu mi-aduc aminte, iertați, nu mă smâte. Doamne, tovarășa învățătoare, eu nu mi-aduc aminte până în clasa 4 să fi avut vreun stres cu școala. Deci ducea la școală, ne jucam, ne băteam, copiii acolo, ne împingeam, ne asta. Acolo erau deci momentele eram, jucam cele mai fotbal fericite. În toate pauzele, mi-aduc aminte de colegi, am chiar și acum am o colegă care a fost colega mea de bancă și a fost comandată de detașament și era șefa mea, acum sunt șeful ei. S-a întors roata. Dar stătea cu mine în bancă și tovarășa educatoare, doamna Ionica Nina Vale, să fii țărnăușar, că... Dar oricum, dânsa a fost prietenă și vecină cu Nicolae Ceaușescu, cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, da. Și ne povestea de tovarășul Nicolae Ceaușescu și la noi când cânta Imnul Național, trebuia să te uiți în ochii lui, de ziceai că poate închid, clipește și ăla un pic așa la cât de intens ne uitam noi la... Și cu da. Patos, probabil. Da. Și da.
Asta, da, și era foarte interesant pe vremea aia. Și colega mea stătea în bancă cu mine și zic, mă, dar eu mi-aduc, tu de ce stăteai în bancă cu mine? Că punea unul bun cu unul mai puțin bun și probabil eu eram brânză bună în bătut de câine și tovarășii a simțit că trebuie să fac ceva să mă mobilizeze. Și a luat-o pe comandanta de grupă și a așezat-o în bancă cu mine și zic, mă, Mirela, zic, de ce stăteai tu în bancă cu mine? Eu știu, ea, bineînțeles că știi, dar nu vreau să zic. Și zic, uite mă, te-ai chinuit cu mine, ai făcut doctor din mine. Uite ce ai făcut, da. Ați avut, da. Ați avut ajutor. Da. Cum v-ați descrie acum, în câteva cuvinte? Cred că sunt un om ocupat. În primul rând, sunt un om ocupat. Nu știu ce să zic mai mult de atâta. Sunt un om ocupat, am o familie frumoasă. Ca fire cum sunteți? O fire vulcanică? Vă enervați repede? Câteodată da, câteodată nu. Adică, dar de multe ori sunt descris ca fiind un pic mai coleric, așa, dar depinde de context. Spre exemplu, au fost situații stresante, când toată lumea s-a așteptat să nu știu ce și au fost foarte bine gestionate. Adică, și lucrurile astea trebuie dozate un pic. Câteodată e bine, câteodată nu e bine. Dar în domeniul care activez eu și mi-ocup o mare majoritate a timpului, în anumite situații, trebuie să te, cumva să te miști altfel. Adică și să fii prea liniștit. Depinde de domeniul de activitate, vedeți? Adică, eu știu, un antreprenor care știe ca în ce înseamnă timpul și banii, cred că și el poate fi descris ca și... Dar dacă el e independent financiar și are afacerea lui, vă dați seama că nu-l judecă nimeni, că e treaba lui, nu merge bine, la revedere. Dar eu lucrez într-o instituție de stat, într-o instituție publică și că sunt tot felul de analiști, tot felul de programatori, analiști programatori, da? Și, dar în general, în jurul meu am strâns o echipă care e dinamică, tânără și care răspunde de obicei nevoilor din ce în ce mai provocatoare ale sistemului medical de urgență. Sunteți o fire iertătoare? Iertați ușor? Da, nu știu dacă iert. Sau, adică, da, nu... Sau puneți la suflet? Tot timpul apar alte, știți cum, alte priorități și nu prea, câteodată nu merită. Dar nu uit, adică e treaba de uitat, știți? Iar, dar mai spun, am avut o glumă. Trebuia, da, trebuia să organizăm un examen de registrator și am rugat pe cineva să mă ajute și a zis că e ocupat și am zis, e treaba ta, dar eu să știi că nu uit. Și după aia așa ofertă dragă disponibilitate, nu știu ce a înțeles, și a zis că nu uit, adică vin și mai rog să mă mai ajute. Da? Cu siguranță ar fi avut nevoie de ajutorul dumneavoastră. Nu, chiar nu a avut niciodată nevoie. Din contră, nu. Deci chiar n-a apelat la mine niciodată. Adică sistemul de urgență, știi cum e, cum e norocul. Dar nu, să zic, a avut niște probleme de sănătate, dar nu a fost pe tura mea sau asta și nici n-a apelat la mine. Ideal este într-un sistem de urgență, într-un sistem sanitar sănătos, să n-ai nevoie de intervențiile astea. Adică noi acolo tindem. Să nu fie nevoie să dai un telefon, adică să beneficiezi de toate îngrijirile care sunt necesare, fără să faci efortul din cauza asta, dar noi fiind un popor balcanic și trebuie să recunoaștem că uneori mai este nevoie și de așa ceva. Da, da, și noi facem lucrul ăsta. Adică trebuie să înțelegeți că și eu când am avut copilul bolnav, nu mai știam ce să mai fac pe acolo și am fost într-un spital de pediatrie unde făcusem practică, făcusem chiar și gări, stăteam dincolo de ușă închisă așa și bineînțeles, când era rezidență, deschidea ușa aia, dar acum fiind aparținător, ușa aia stătea închisă și zic, bună ziua! Totuși, vreau să intru telefon la Buzău, da, am dat telefon la Buzău, am făcut numărul de telefon de acolo al asistentei șefei, am vorbit cu asistenta șefă care m-a recunoscut și a lăsat amintit mine și ulterior s-a... Adică tot trebuie... Așa e sistemul la noi, nu știu, în mod normal trebuie cumva reformat, adică în afară de câteva programe de sănătate care au apărut, sistemul de urgență și alte câteva programe care sunt finanțate de la guvern, nu s-a reformat prea mult sistemul de sănătate. A venit pandemia și ne-a obligat să ne mișcăm mai repede, că domnul doctor Raed Arafat, el, spre exemplu, militează pentru un sistem de angajare simplu, cum e în Germania. Adică în Germania te duci, stai de vorbă cu șeful clinicii și ăla îți spune, are, n-are nevoie.
Sau când te angajează, te angajează pentru o perioadă de încercare, te ia ușurel, în prima lună numai te duci, te uiți, în a doua lună îți dă voie să participi, eu știu, parțial la actul medical sub supravegherea cuiva, în a treia lună te lasă să faci treaba și la sfârșit te întâlnești acolo. Acolo nu managerul e problema, acolo resursele umane sunt probleme. Te cheamă aia și monitorizează tot timpul, da. Serios, nu știați? Nu știu, am aflat de la colegii mei și până Anglia și acolo resursele umane, ăia stau cu ochii pe tine, te pun, da, nu te explicative, te monitorizează, dar sunt foarte atenți pentru că trebuie să... e o mare problemă cu malpraxisul. Și sunt procese și se ajunge la sume foarte mari de bani și atunci ei sunt foarte atenți. Îi plătesc foarte bine, dar au, încearcă să aibă grijă să nu îi și instruiesc bine și monitorizează. Adică ei când se duc, pleacă de la noi unde se muncește foarte mult, toată lumea știe că l-au pus să muncește mult. Și când au plecat în Germania sau eu știu, în Anglia, am primit un telefon și spunea, bă, voi acolo nu munciți, nu, noi muncim aici în Anglia. Și zic, bă, știi ceva, stai tu acolo la tine, în Anglia, că știm noi cum e, nu, stai liniștit. Zic că hai să numărăm orele când muncește unul și când muncește altul și ce logistică ai tu și ce logistică avem noi. Să o luăm mai ușor, el așa, că, adică muncești, dar e pe pătrățica ta, ți-ai luat banul, sunt toate la revedere. La noi, ia bolnavul ăsta, rezolvă-l. N-ai de-aia, n-ai de-aia, n-ai de-aia, pă, pum, transferă-l și nu ți-l primește nimeni, fă ceva. Așa ceva la ei nu există. Ala ei bătălie pentru că medicii lor se duc în privat unde este foarte bine plătit și deja o bază de selecție, pentru că v-am spus că resursul nu funcționează altfel, trebuie să te angajezi pe baza unui scrisor de recomandare, îi verifică asta, primești un telefon, ceva se întâmplă, nu e așa că pici din cer, bă, cine e asta așa, un doctor te-a recomandat, da, cum îl cheamă, unde e, cine e, te verifică și pe tine, văd dacă existi. Au cu totul un alt sistem, da, să sperăm, da, este că un alt nivel de vom ajunge și noi. Vom ajunge, dar pe de altă parte, eu vă zic și altceva. La noi sistemul medical de urgență este gratuit. Noi ne-am trezit că s-au dus, bine, asta a fost înainte de pandemie, câțiva ani de zile, și a venit cineva din Norvegia care a spus că, domnule, noi suntem dispuși, guvernul, că venea din partea guvernului și cu banii merg la noi aici, la Buzău, și noi suntem dispuși să plătim pacienților de etnie romă, să le plătim asigurări de sănătate ca să beneficieze sistem de urgență gratuit. Și zic, hello, nu știu ce știți dumneavoastră de la colegii noștri care vin la noastră în Norvegia, dar la noi e gratuit sistemul de urgență. Pentru toată lumea. Și a rămas uimit, da, că probabil îi fac cereri de azil prin care inclusiv treceau, sau anumite persoane treceau inclusiv chestia asta că nu beneficiază de servicii medicale pentru că n-au asigurări. Dar prin sistemul de urgență, că el s-a adresat numai sistemul de urgență, e toate investigațiile, consulturile, tratamentele care se fac în sistem de urgență plus încă 3 zile de la internare sunt gratuite. Asta este și e legea lui. Și el a rămas uimit. Cum adică așa? Că noi știm că nu. Păi zic, da, da, uite, vară legea, asta este. Da, și s-a liniștit și... Că eu mă bucuram, zic, da, vezi acum ce aparatură privim noi, zic, măcar așa, zic, că ei la 3 ani schimbă toată aparatura. Deci o schimbă. Asta este. Au bani, au cu ce și atunci schimbă toate... La noi cât de vechi sunt? Nu cât de vechi, dar cât de dar noi ne trebuie. Dar sunt și ce mai avem nevoie. Da. Sunt vechi și mai avem, doamnă, nevoie de unele noi. Aici, da, poate, da, fi o, deci, problemă. N-ai cum... la noi iarăși e mentalitatea aia că ok, ai o anumită sumă de bani pe care o investești, dar aici e vorba de management sanitar, știți? Și chestia asta a banilor la noi e moștenită. Spre exemplu, tu trebuie să spui că ai nevoie de o anumită sumă de bani și de la an la an crești cu 30% și trebuie să cheltuiești bani. Dar, pe de altă parte, tu poate ai nevoie pentru dotare atunci, în momentul ăla, ai nevoie de aparatură nouă, că ai nevoie atunci și poate la anul nu mai ai nevoie, că te-ai dotat, nu? Când la noi e un sistem așa mai... Da. Și trebuie tot timpul să ai grijă, să urmărești, să consumi, să nu-ți expirie, să cheltuiești toți banii și tot așa mai departe. Așa e la noi, da. Acesta și plus, casa sistemul. Mai vine, îți mai verifică foile, îți mai tai din... Dar asta e o problemă a spitalului. Noi până avem problema asta, că noi avem finanțare, să zic așa, de la minister și avem altfel de...
o altă, un pic altfel. Tot acolo se adună banii per total la spital, dar e un pic diferit față de... Adică nu avem o relație contractuală cu casa de sănătate. Direct, la modul că foile se decontează și asta. Pe când în spital, foile se decontează de către casă. Noi internăm, facem cheltuieli și trebuie să ne conteze, să recupereze banii. O să ne oprim pentru câteva momente de publicitate. Rămâneți alături de noi, revenim imediat. Am revenit. Lângă mine în această seară se află domnul dr. Adrian Zoican. Continuăm seria întrebărilor, ca mai apoi să intrăm într-un mic joc. De ce vă temeți cel mai mult? De cutremur. Vă e frică? Da. Ce faceți în caz de cutremur? Mă adăpostesc. Unde? Într-un loc de siguranță. Ce nu puteți ierta la o persoană? Aul, pe bune? Nu știu, n-am avut ce momente de astea. Ce nu ați putea ierta? Nu știu, n-am avut momente de astea, nu m-am gândit că n-aș putea ierta ceva. Sau revenim la ce a spus dumneavoastră puțin mai devreme, iertați, dar nu uitați. Adică ce n-aș putea uita? Nu o să uită, nimic, tot să țin minte și bunișelele. Le aveți acolo undeva notate, da, și păi, răspăiți? Fac parte din educația omului, nu? Așa, așa ne formăm ca oameni și așa învățăm. Asta și de metode de învățare. Sunt experiențe pozitive și negative, dar din toate înveți ceva. Adică, până la urmă, tot e un lucru bun. Minciuna o puteți ierta? O. Sunt politician. La rândul dumneavoastră ați fost prins mințind? Da, dar numai de nevoie, știți cum? Doar da, de nevoie. Sub amenințare cu moartea, da. Și ați fost iertat? De tot timpul. Eu v-ați zis că sunt om alintat. Am înțeles. În a doua parte a emisiunii o să vă provoc la un joc. Dar înainte de toate, avem o întrebare din partea invitatei de săptămâna trecută, doamna Florina Potârniche, manager al Centrului Cultural Alexandru Marghiloman, a adresat o întrebare. Mie? Sau în general? Următorului invitat. Asta deja moștenit. Însă nu avea de unde să știe. Exact. Același lucru îl veți face și dumneavoastră, da? La final. Deci nu știu cine e. Nu știți, nici dânsa nu a știut. Am înțeles. Întrebarea invitatei noastre e în felul următor. Da. Ce vă face fericit? Fericirea celor din jur. Dacă ceilalți sunt fericiți, da, și dumneavoastră sunteți fericiți. Nebunii. Cea mai mare plăcere. Cam greu, dar merge. Încercați. Mi s-a întâmplat câteva ori, da. Și ca experiență, ați simțit-o din plin, da? Fericirea. Păi nu? Eu zic că da. Și nu ați fost dezamăgit niciodată. Ba da. Și, păi cum una fără alta? Vă dați seama. Fericirea merge mână în mână cu dezamăgirea. Nu e mână în mână, dar așa este, știți cum, după noapte vine zi, după iarnă vine primăvară și tot așa mai departe. De felul dumneavoastră, sunteți pesimist sau optimist? Optimist, pesimist. Încerc să vă ghicesc. A tot felul de idei, da. A tot felul de idei, dar până la un adevărul triumfă. Am înțeles. Haideți, da, să deci pornim am, la joc. Sunt în general optimist și norocos. Da. Asta am înțeles. Și pesimist și optimist. Păi mai mult optimist, dar nu poți, adică nu există speranță fără deznădejde, nu există fericire fără supărare și tot așa mai departe. Dar încercați întotdeauna să vedeți partea plină a paharului. De obicei da, dar nu niciodată că există și cealaltă parte. Tot timpul mă gândesc și la partea aia care s-ar putea să micșoreze. Da. Vă invit la joc. Da. Începeți cu ce doriți, provocare sau adevăr? Provocare. Bun, și citiți enunțul. Citiți, să vedem dacă am noroc. Au, dar nu-i bine. Găsește rima pentru a sunt fericit. Că sunt împlinit. Foarte frumos. Am mers asta. Da. Am crezut că o să spuneți că sunteți iubit sau... Dar da? Împlinit? Merge. Eu cred că merge Mersa. Și că ești iubit. Și adică fericit, face parte și... din împlinire. Bun, încercăm un adevăr. Adevăr? Da. Deci, împreună, da? Deci dacă nu e așa, răspundeți dumneavoastră. Aveți deja și răspunsurile dumneavoastră, da? Consider că mâinile merge într-o direcție bună, da. Neapărat. Care ar fi acea direcție? Bună.
pe care o vedeți către dumneavoastră. Dezvoltare, către civilizație, către, eu știu, către progres. Și cine ajută în bunul mers al omenirii? Pur și simplu, existența, ce ne ajută? Partea asta pozitivă, creativă, geniile care apar la anumite perioade în timp și care provoacă revoluții în tehnologie și în, nu neapărat în tehnologie, dar au fost totdeauna oameni gânditori înțelepți care au schimbat de multe ori. Ia gândiți-vă dumneavoastră ce a fost Alexandru Ioan Cuza pentru România. Deci, noi abia acum realizăm ce a putut să facă el și cum a transformat o Românie feudală, de fapt o Românie, niște provincii feudale într-o Românie modernă și care ulterior s-a luptat pentru independență și, mă rog, da, deci a câștigat independența și a putut să devină o forță în Balcani și a pacificat, ne-a dus un pic și pe la Bulgaria în liniștit pe aia, după aia s-au dus băieții pe la unguri și au liniștit și pe aia, adică tot pe baza reformelor făcute de el. Da, mă bucur când zâmbiți. Foarte frumos. Mergem mai departe, da. Încercăm o provocare. Iarăși. Din nou. Compune declarații. Da, ai dat o pune? Da? Declarațiile, doamne, nu sunt foarte bune la declarații. Păi ați spus că ați jucat un rol în copilărie. Păi am jucat un rol, dar eram președintele completului de judecată. Acum sunteți un tânăr care face o declarație de dragoste. Un tânăr? Așa arată tinerii ca mine, era și mai subțirel, așa mai... Era... Trebuie doamnă, să trebuie să ai inspirație, deci adică trebuie să fii într-o anumită conjunctură, să poți să transmiți un mesaj, asta actorii așa nu prea mă pricep, dacă eram actor, era și un bun politician. Ceva scurt, vă imaginați dumneavoastră orice și... Orice! Orice vă ajută, orice vă ajută. Da. Zâmbetul tău îmi umple inima de bucurie. Ați văzut? Da. Deci ați reușit. Vă mulțumesc. Declarații? Mă gândeam că nu e mai complicat. Este bine, este bine. Da. Mergem mai departe, suntem la adevăr. La adevăr suntem, iarăși. Hai că am ce o să mă liniștesc. Deci azi că aveți dumneavoastră răspunsul acolo, dacă nu știu eu răspunsul. Da, sigur că da, trag ochiul. Da. Când ai sărutat sau ai fost sărutat prima oară? Asta trebuie să știți, eu nu pot să vă suflu. Da, acum cum e cu sărutul ăsta? Stați un pic că să umblă la definiție. Deci sărutul este sărut. Sărutul e sărut. Deci nu un pupic pe obraz, da? Cum, nu pe obraz? Nu un pupic pe obraz. Da, nu. Nu ne referim la treaba asta. Da, nu, e un pupic ăla pe obraz, eu pe ăla mi-l amintesc. Doar pe acela. Doar pe acela, ăla e primul sărut. Când? Când aveai 6 ani. Și de la cine a venit? De la mine am pupat o colegă. La 6 ani? Cred, sau 5, nu știu, era la grădiniță, era la grădiniță. I-ați oferit un cadou, ceva și... Nu a avut niciun cadou, ne jucam de-a morții și răniții și dădea așa din gen, așa, era fata educatoare și am pupat-o pe obraz, că am profitat de faptul că nu și am pupat-o. De fapt, ați vrut să o resuscitați. Da. Și nu m-a bătut, aici m-a ținut minte. Mai sunteți în A fost o relații? Misiune cu risc vital. O misiune imposibilă. Și am scăpat cu viața. Da. Mai sunteți în relații? Mai păstrați relațiile cu... Da, am fost colegi, am fost și la regulă, da. Dar m-am pupat pe obraz și a fost extraordinar. Și știe și dumneaei și amintește? Păi normal că își amintește, nu e normal. Deci e clar că ați... Păi dar eu eram salvatorul, eu salvam pe ei, era rănită, era, știți cum era ca la război, că erau firme aia cu război și toți copiii nu jucau de război. Și eu trebuia să o salvez și făcea așa din gen, cumva, și zic, iată să vă gândi, am pupat-o și gata, a scăpat cu viață, da. Bun, așa, mergem mai departe. Interesantă, cam, nu v-ați așteptat. Da, nu, mă așteptam mai târziu, 10 ani măcar. Mergem mai departe cu... Cu ce? O provocare. Provocare, dar nu vreau să tragești noastră un bilet să faceți schimb de roluri. Păi dacă ai zis că aveți răspunsul acolo. Da. Ești în pădure și te întâlnești cu un urs, nasol. A, aici e nasol, depinde. Un urs brun. Am uitat să specificăm. Să nu fie un urs panda, de exemplu. Să nu fie grizzly. Da. Grizzly mai bine. Era o continuare. Deci vă întâlniți cu un urs. Și cum scap de el. Da. Da. Dar poate mă ignoră.
să vă ignore? Asta. Da. Doar dacă este sătul. Deci se... Nu, nu e adevărat. Nu? Nu e adevărat. Deci noi, ei au cam învățat lecția și știu că nu e bine să te apropii de oameni. Oamenii nu este o specie periculoasă pentru... Da, și învață de mititei că nu trebuie să apropii de om. Cine pentru că îi învață? Păi, în primul rând, învață de la părinții lor și după aceea din experiență. Da, serios, nu râdeți, așa este, așa învață. Și cei care atacă? Ideea este, păi asta e, că în momentul ăla depinde de situație. Pentru că dacă cumva el devine sau îi dă semne de agresivitate, pentru că în natură există niște reguli pe care noi le-am pierdut. Regulile astea, adică nu că le-am pierdut, nu le-am mai învățat, ei le învață pentru că țin de supraviețuirea speciei. Noi suntem un pic rus de natură, acum eu un pic vorbesc așa pe lângă subiect, dar, spre exemplu, puteți să urmăriți comportamentul unui câine, da? Puteți spuneți aceeași întrebare, că nu e urs, e câine, da? Și ce faci? Te întâlnești în pădure cu un câine mare, zdrențuros și care cumva să uită așa la tine, adică sunt variante, nu? Poate să fii turbat și dar nu e foarte agresiv. Dar cum poate să se uite câinele? Cum poate să se uite păi să uită la așa tine? La tine, cumva. Să uită la tine, eu știu, amenințător. Deci e un mesaj corporal. Ei, în primul rând, transmit mesajul. Tu trebuie să-i arăți, în primul rând, deci în momentul în care ai fugit, devii o victimă. El instinctual te urmărește. Să vadă. În primul rând, curiozitate. El se apropie să vadă ce-i cu tine. Adulmecă să vadă cât sunt, dacă cât de mare ești, că la e o chestie și de postură. Da, și dacă adică ești mai trebuie mic, să ții scapi? Un pic. Nu neapărat scapi, asta. Nu? Depinde, v-am spus, depinde intențiile lui. Deci, asta vreți să vă răspund la întrebarea da, asta. Da, cum în funcție de situație. Că dacă el devine agresiv, e clar că trebuie să o rup la sănătoasa, că doar nu o să fii tâmpit. Păi și vine după tine. Păi fugi! Păi fugi și faci tot ce e posibil să scapi. Te sui într-un... Deci în niciun caz nu faci pe mortul. În niciun caz nu faci pe mortul când vine ursul. Vă spun eu. Ați spun întâlnit? Eu. Nu, eu m-am întâlnit și am fugit. Da, și el de fapt a vrut să ne alunge. Că era în drumul lui și a vrut să ne alunge. Sunt oameni, deci el poate pur și simplu să deplasează și drumul tău se intersectează cu drumul lui. Da? Trebuie să vezi care e treaba. Lași, sunt oameni care s-au pur și simplu s-au dat la o parte și el a trecut mai departe, că el se duce. Omul nu face parte din prada lui obișnuită. El atacă dacă se simte amenințat. Dar tu dacă cumva îl înfrunți, trebuie să stai cu fața alea să nu te întorci cu spatele și cumva să bați în retragere, să vezi cum reacționează și el. Dacă el continuă să vină amenințător după tine și începe să scoate sunete sau eu știu, e clar că trebuie să faci ceva mai mult de atât. E clar că își cheamă el ajutoare. Poate sau nu, dacă e ursoacă cu pui, atunci chiar treaba destul de nasoală, că ea e teritorială și... Își apără și... pui. Păi își apără pui pentru a supraviețui specia ei, că inclusiv urși între ei își ucid pui. Adică dacă un mascul apare un mascul urs și prinde ursoacă cu pui, încearcă să-i omoare pui, pentru că așa ursoaica intră iarăși în călduri și el poate să-și transmită genele mai departe. Da. Deci ține mult de situația și de experiența. Ideea e că cel mai bine să eviți lucrul ăsta. Concluzia este e că bine să ai, eu știu, mă gândesc, poate în momentul ăla, m-am mai gândit și eu, să ai niște pocnitori de-aia la tine sau, eu știu, ceva care să facă zgomot așa și să-l sperie, că îi să duc. Ei pleacă, își văd de treaba lor. Adică există vânat, sursă de hrană, care este mult mai ușor de abordat decât om. Ei credeți că n-au încercat sau... Păi în momentul în care apare un animal de-asta periculos, el imediat e urmărit și ucis. Adică noi suntem o specie care dominăm pământul și am ajuns să-l dominăm așa tare încât o să încerc să-l distrugem. Adică noi nu respectăm niște reguli, să zicem, adică ulterior, datorită civilizației, am ajuns noi să creăm rezervații, să încercăm să salvăm niște specii care au fost pur și simplu exterminate și asta. Dar atitudinea rasei umane este foarte agresivă. Eu aș face altfel, adică întrebarea fel, dacă ați fi urși și v-ați întâlnit cu un, cum v-ați reacționa? Adică, și l-ați ataca? Păi asta e, adică așa își pune eu întrebarea asta, că ei, spre exemplu, ei respectă niște reguli. Sunt și care nu respectă reguli, dar ei dispar, pentru că atacă un om și sunt vânați și uciși. Da. Am înțeles. Adică oricum sunt uciși.
Am înțeles. Mergem mai departe cu un adevăr. Nu ați ajuns la niciun... Nu, am înțeles concluzia, trebuie să... Asta fugim. Era provocare, nu da, tot adevăr? Da, a fost provocare. Da, le-ați urmărit în asta acolo? Da. Ce bine că ați urmărit. Cerul la elege în filmul lui Cine, Ionică, Mihai sau Socrate. Ai, da, pe bune. Da, știți despre ce vorbim, câte un da? Pic de fiecare. Eu am fost câte un pic din fiecare, am fost. Din Ionică, așa? Da. Da, neapărat, da. Pe cum, da, ți... Era un năzdrăvan, Ionică, da? Era un năzdrăvan, era ăla, era cel mai real dintre toți. Ionică era adevărat, cel mai așa. Am avut și colegi așa, gen Mihai sau Socrate așa, dar nu, puțin. Adică procentual nu, nu reprezintă. Deci cam cât la sută din fiecare, fiecare ați fi? Din fiecare. Mai mult din Ionică? Deci sunt momente când așa, mai, da, cred că mai mult Ionică, da, nu știu, mai mult și Mihai, să știți că, vedeți, depinde cum vezi tu și depinde foarte mult de colectivul în care faci tu parte. Spre exemplu, între colegii mei de la liceu, eu eram văzut ca un tocilar, pentru că eu proveneam de la HD-ul. Dar acolo, datorită faptului că nivelul standardului era foarte înalt, foarte înalt, e extraordinar, nu pot să vă explic în ce, și acum cred că e la fel sau mai mult, dar în sfârșit e extraordinar de mare și lumea nu prea vorbește de asta. Am ajuns într-un colectiv unde nu erau cerințe foarte mari, erau niște cerințe normale. Adică am putut să văd și eu și să trăiesc viața de licean. Adică veneau profesorii și ne întrebam și am avut, adică eu am învățat niște lucruri care le-am ținut toată viața. Profesori care ne făceau să plecăm cu tema învățată de acasă, pentru că știau că nu suntem niște năzdrăvani și acasă nu învață nimeni nimic și atunci ei făceau ceea ce, din punctul meu de vedere, dar nu vreau să supere profesorii pe mine, eu îi respect pe toți și le zic să rămână și așa, dar faptul că tu ai o materie de învățat și tu te duci să răspunzi o temă și ai întrebări din tema aia. Mă, dacă tu știi tema aia, pleci cu ea învățată din clasă, deci nu mai e acasă, nu mai pierzi timp, te duci, înveți pentru bacalaureat sau ce făceam noi. Adică am avut timp, după aceea aveam timp să mă duc în discotecă, ceea ce nici nu visam pe vremea aia când era la HD. Pe partea altă, da, am putut. Și am rămas cu prieteni pe viață. Erau adică niște copii extraordinari, unor oameni simpli, și care nu se trădau între ei, nu știu cum să vă spun, că au fost foarte uniți, adică povestea aia care toți pentru unul și nu pentru toți care o spuneau mușchetarii, eu am trăit-o. Este extraordinar. Și noi și acum când ne întâlnim suntem prieteni, unii milionari, alții nu, alții nu contează. Dar ați rămas toți, da, vă spun și niște copii foarte buni și cu foarte mult bun simț, ceea ce este de fapt popor român. Adică noi eram acolo la HD, o elită, nu noi, că eu n-am fost o elită, că n-am fost. Și nu mă consider nici acum, tot timpul să zic că am fost acuzat că nu sunt o elită, când a fost ca, hai mă, fii și tu mai așa, fii și tu, ai și tu, oate, nu te mai de așa, nu mai vorbi cu toată lumea, toate alea, dar eu sunt așa Ionică, sau mă rog, eu știu care spune. Așa. Am înțeles. Da. Haideți să mergem mai departe, încercăm... Ne grăbim, dar îmi plăcea partea asta cu liceul, deci am vrut să o spun așa, că acum vă întrerup eu și îmi cer eu scuze. Deci este extraordinar pentru un pedagog care reușește să implementeze tematica unui copil când pleacă acasă. Deci pleacă cu tema învățată acasă și aveau grijă să învățăm toată tema aia în timpul lecției și avea timp să ne și întrebe. Adică la începutul lecției ne întreba ce trebuia să învățăm noi, acasă, și după aceea urma tema. Adică și lua fiecare dintre noi, citea câte un paragraf, ne lăsa 2 minute să memorăm și după aia numea pe cineva să spună tema respectivă, adică paragraful respectiv. Și vroiai, nu vroiai, tot citeai ceva, trebuia să urmești, că te vedeai, că stai tu, pam. Da. Și plecați acasă cu lecția învățată. Ceea ce este extraordinar. Eu vă spun, sunt copii care poate să... Sau, poate nu e așa, eu acum nu mai știu cum sunt vremurile, dar erau lecții, ne duceam, am avut și profesori, unde ne duceam, spuneam bancuri toată lecția, făceam 2 probleme și cam aia era, adică, mă rog, nu știu. Se întâmplă, sunt oameni și oameni, fiecare... Deci, să fii profesor pe vremea aia, deci profesorii și acum sunt din punctul meu de vedere, dar ei sunt elita societății, ei asigură nivelul de civilizație al unei societăți. Deci dacă nu ai profesori și nu ai învățători și nu ai
partea asta care nu neapărat, eu știu, să aibă venituri foarte mari, dar ei au grijă de nivelul de cultură al societății și dacă nu le dai locul lor, e nebunie. Adică tot societatea are de-a face. Știți, cineva spune că problema unui stat pleacă de la, tot de la cultură, că dacă nu le dai salarii bune celor care profesorilor și învățătorilor, atunci e o problemă cu societatea, pentru că vei avea economiști foarte slab pregătiți care nu știe ce să facă cu banii, vei avea medici foarte slab pregătiți care vor face greșeli, vor produce malpraxis, vei avea, deci toată societatea va fi coruptă și va fi, deci ai o mare problemă. Și de asta ei sunt și pentru mine, deci întotdeauna dascăle și profesori, am fost odată, a fost o întâlnire pe tema drogurilor, acum mulți ani. Și m-am dus la liceul Eminescu, am fost invitat acolo și m-am dus acolo și chiar cunoșteam că erau câțiva din generația mea. Și m-am dus acolo și mie mi-a rușinit să ridic privirea. Eu stau pe scenă și mă uit la dumneavoastră și toți erau acolo, dar nu știu ce am spus, mi-am luat aminte tot ce am spus, la urmă au aplaudat. Dar pentru mine a fost așa o rușine foarte mare, pentru că nu ai cum în fața unui dascăl să te duci tu ce să înveți un dascăl, că ce. Eu mi-am spus părerea mea legat de consumul de droguri și asta, dar mi-am spus că mă simt foarte rușinat de faptul că eu mă aflu acolo pe scenă și ei stau în sală și că toți mă știu. Și vă ascultau. Da, ei m-au ascultat și m-au și aplaudat, adică a fost pentru mine, dar n-am mai avut, nu m-am mai invitat. Dar atunci... Nu m-am mai invitat. Haideți să încercăm și ultima provocare. Gata, da. Ultima provocare, mai era una. Mai timp, am înțeles, a intrat de criză de timp, ia să vedem ce-am tras. Cântă pentru un prieten. Pentru un prieten, pe bune? Da. Pe bune? Pentru că aveți mulți prieteni. Da, mulți prieteni. Și vechi? Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască? Toată lumea să trăiască, la mulți ani. Vă mulțumesc frumos! Am o rugăminte la dumneavoastră acum pentru invitatul viitor? De săptămâna viitoare. Da. Am rugămintea să vă gândiți fie la o întrebare pentru adevăr sau o provocare. Ce doriți dumneavoastră, îmi spuneți și eu notez. Da. 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 Ori un adevăr, ori o provocare. Ori un adevăr, ori o provocare. Da. Va ști că... Va ști că e de la mine, de la doctorul Zancan. Da. Da. Deci eu, acum am o mare întrebare legată de o soluție pentru criza energetică. Eu știu, poate cineva vine, nu știu, are vreo idee mai bună, ceva. Cred că asta e adevăr, nu? Sau e provocare? E provocare asta. Formulați întrebarea, vă rog. Nu știu, o propunere, o soluție pentru criza asta energetică. Nu știu ce am mai venit în cap, dar nu știu ce. Nu știu cine să fie, dar... O propunere pentru rezolvarea... Da. Crize energetice. Crize energetice, în da? În actualul context socioeconomic a României. Mamă, sună, nu știu. L-am omorât. Ce? O să fie o doamnă. Dacă va fi o doamnă și poate chiar se gândește... La da. Așa ceva. Dar trebuie să se gândească. Dar nu-i spuneți, după ce răspunde, îi spuneți de la cine întrebare. Întrebarea da. Trebuie să știe de unde. Eu am vine. Un coleg, un prieten foarte bun și vreau să vă spun că am început discuțiile astea cu... Mă rog, a fost nebunia asta cu diversiunea asta informațională, cu creșterea prețului la combustibil și noi, bineînțeles, românii, fiind total nepregătiți, că alții se luptă cu aia pe acolo, își dau viața și noi nici nu ne ducem mintea că ea ne provoacă, așa. Și el mi-a zis așa că, doamne, stai un pic, că singura soluție pentru energie ar fi, adică există centrale de astea nucleare, modulare, există chestia asta deja proiectată, adică numai care trebuie, pot fi puse în practică, știți? Că nu e chiar extraordinar de complicat să faci lucrul ăsta, dar nu știu, adică noi trebuie să ne schimbăm cumva mentalitatea. Trebuie să facem ceva și pentru ceva, să avem, eu știu, condiții bune de trai, dar nici să nu distrugem natura. Și eu cred că, eu știu, poate are o idee interesantă. Mi s-ar părea și mie ceva. Și ceva chiar de moment, da. Deci o să trecem la o provocare, da? Pentru curios, viitorul da, invitat. Sunt curios. Da?
Trebuia vă mulțumesc ceva. Mult! Trebuia să încep ceva, trebuia să întreb altceva, dar cum e aia cu sărutul? Nu știu, eu v-am întrebat, dumneavoastră sunteți ușor să alegeți. Eu am fost cam pupăcios așa și acum sunt pupăcios, dar eu sunt așa mai, că zic, sunt mai empatic așa. Și sincer vă spun, nu știu, asta cu pupatul, cu primul sărut, cu de-astea, cu nu știu... Fetele de obicei sunt asta cu primul sărut. Adică întrebarea, cred că era, pentru doamne era mai bine. Că ele sunt mai... Deci cred ele țin minte toate zilele de naștere. Sunt mai curajoase fetele și, în asemenea da, gestul? Nu că sunt mai curajoase. Deci fetele sunt cele, sau femeia, este cea care asigură perpetuarea speciei. Și ea este adaptată pentru supraviețuire. Mult mai bine adaptată decât bărbatul. A fost o perioadă când bărbatul asigura perpetuarea speciei. Știți, când venea, îți duceau, omorau mamuți și veneau, nu știu, sau cu cerbi în spinare și aduceau și asigurau perpetuarea speciei, când era bărbatul vânător. Și femeia avea mai mult bărbați, avea mai mult vânători. Era chestia aia, da. Ei, acum nu mai este, pentru că datorită dezvoltării societății, rolul bărbatului poate fi preluat și de altă femeie. Deci, da, corect. Am vrut să vă spun. Știți cam cât de mare este cromozomul Y față de cromozomul X? Nu știu. Deci atât vă zic eu că l-am văzut la microscop. Deci dacă cromozomul X e așa, Y-ul e tătica. Știți? Da. Și ne-a zis proful nostru de biologie în facultate că așa cam într-o 100.000 de ani bărbații vor dispărea. Bine este să nu. Adică trebuie să profitați de cât mai vezi timp. Da, trebuie să profităm de bărbați, nu? Da. Asta sfat de la dumneavoastră. Că... Dar nu-i de la mine, de la profesorul meu, adică... Mai bine. E chiar... Vine sfatul de la un profesor. Profesor, da. Deci... profesor și, da, și noi ne uităm să vedem și noi. Dar unde e Y-ul? Că dacă era exact atât, da, era... microscop electronic și era așa mare să vedeți și nu căutam Y și când vedeți aia, adică acolo, ăla Y. Da, virgula aia așa. Am înțeles. Eu vă mulțumesc foarte mult că v-am... Da, și eu vă mulțumesc că... Așa v-am avut invitat în această seară. Ce să spunem? Vă da, urăm toate cele... Decât dumneavoastră. Toate cele bune. Mai mult decât dumneavoastră. Îmi pare bine. Să mă mai chemați. Dacă v-a plăcut, ne bucurăm. Vă mai așteptăm la Campus TV. Mi-a plăcut, dar să știți că totuși o astfel de emisiune e... Nu e... Și în asta cred că știți cel mai bine. Că nu e chiar așa ușor de abordat. Și mai ales că nu prea știi. Sunt oameni care sunt oameni influenți, oameni puternici, aici și colecționează unul. Dar eu sper că m-am descurcat bine. V-ați descurcat foarte da, bine. Mulțumesc. Aici se încheie emisiunea noastră din această seară. Nu uitați, în fiecare vineri seară de la ora 20 vă așteptăm doar aici la Campus TV cu Adevăr sau Provocare. Numai bine tuturor!